Bine v-am găsit pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie astăzi dedicată unui parfum al casei Dior. Parfumul de față face parte dintr-o linie numită Eau Sauvage. Eau Sauvage care a apărut în 1966 cu primul flanker în concentrație apă de toaletă. Flanker creat la momentul apariției de către Edmond Rutniska. Pe parcurs, până în momentul de față, sunt șapte flancăre în această linie, deci dacă îl avem pe cel apărut în 1966, de-a lungul timpului au mai apărut încă șase flancăre pe lângă el. Următorul, ca și evoluție în timp, este Sovaj Extrem, apărut în 1984, iar pe urmă mai avem încă cinci flancăre care au apărut acum în mod aleatoriu le citesc vaș Colon, apărut în 2015, Osovaș Frășor Quir, apărut în 2007, cel de față Osovaș Parfum, apărut în 2012 și reformularea lui Osovaș Parfum, apărut în 2017. Cel de față Osovaș Parfum este, pot să spun, un parfum extraordinar de frumos, clasic, masculin, curat cu note simple, dar în același timp creează un soi de bogăție olfactivă celui care îl poartă. Nu am testat varianta reformulată din 2017, care din câte se pare are diferențe și la culoarea sucului, pentru că cel puțin varianta aceasta de față din 2012 are o nuanță mai intensă, o nuanță mai închisă din punctul de vedere al compoziției. Ca de altfel și diferența pe care o pot vedea este placheta din față care este pe culoare neagră comparativ cu varianta reformulată care are o plachetă albă și scrisul este pe culoare neagră. Deci sunt diferențe și de design, de prezentare, dar se pare că ar fi diferențe și din punctul de vedere al compoziției pentru că din ce am citit, diferențele de note între reformulat și varianta originală e destul de consistentă sau destul de drastică chiar dacă în varianta reformulată găsim scheletul ADN-ul variantei originale dar mă întorc la varianta din 2012 că și despre ea vreau să vă vorbesc un parfum creat de către François Demachy și cred că este unul din cele mai frumoase și bune parfumuri create de el pentru Casa Dior din linia generalistă. Pentru că mai avem linia exclusivă la colecțion de Cristian Dior sau l-exclusiv care duce mai degrabă către parfumeria high-end, parfumeria de lux, chiar nișă din punctul de vedere al compoziției și a felului cum sunt create parfumurile. Deci cel de față o să vă aș parfum 2012, așa cum am spus, compoziție simplă, o compoziție care se rezumă la trei note, câte o notă pentru fiecare etaj al piramidei olfactive. Deci avem o simetrie perfectă, un triunghi, în vârful piramidei regăsim bergamotă de Calabria, în inima parfumului avem mir somalez, iar în bază regăsim vetiver haitian. Acum poate mulți din cei care n-ați avut de-a face cu Osovaj, indiferent că vorbim de varianta din 2012 sau cea reformulată din 2017, vă veți întreba ce are așa de special acest parfum. În primul rând, felul cu miroase. Este un miros clasic, un miros care pot să-i spun că este un miros hibrid, un fujer barbershop, dar care nu duce în direcția aceasta de fujer, să regăsesc elemente din parfumurile citrat aromatice, cum e de altfel și parfumul original apărut în 66, care e pe bază de note citrice. Deci acest parfum își extrage parte din ADN-ul variantei clasice și încearcă să o îmbogățească cu o mare dată de către mir, pentru că acest parfum conține mir, și am să vă explic exact cum apare tranziția și cum se dezvoltă parfumul. Eu l-am purtat în diferite ocazii, n-am consumat foarte mult din el pentru că acest flanker din 2012 este ieșit din producție și prețurile la cei care mâncă mai dețin sticla este foarte mare dacă și le vor vinde, astfel că încerc să-mi conserv cât mai mult din acest suc. Dar rămâne să testez în viitor și varianta din 2017, însă revin înapoi. Deci, ce are acest parfum special? În primul rând, simplitatea ca și compoziție. În al doilea rând, cel mai important, felul cum se manifestă bogăția olfactivă și, hai să-i spun eu, decența mirosului. Pentru că acest parfum miroase decent de la cap la coadă. Nu impresionează într-un mod negativ, dar impresionează într-un mod. Pozitiv printr-o paletă olfactivă simplă, dar care are un efect foarte mare celui care îl simte. E, deschiderea este foarte citric, aromatică, efervescentă. Deci e o deschidere citrată dată de către bergamotă. După aceea începe să devină nota de bergamotă mai difuză, scade în intensitate și intrăm în inima parfumului, apare nuanța balsamică dată de către mir. Mir care, chiar dacă avem și vetiver în baza parfumului, consider că mirul ține prin planul acestui parfum. Oarecum, la un moment dat, mirul cu vetiverul fuzionează și rezultă un soi de vetiver ambrat, ducem dintr-o direcție oarecum similară cu un parfum de la Boy, se vorba de vetiver ambrato, numai că acela miroase diferit, însă, ca și idee, fuziunea dintre cele două note duce către o notă de vetiver ambrat. Numai că în acest caz prim planul este luat de către mir și aș putea să-i spun că este un balsam vetiverat, dacă e să inventez acest cuvânt. Mirul în completare și cu vetiverul plus nota difuză care rămâne din deschidere de la bergamotă, două tentă oarecum ușor astringentă, foarte balsamică dată de către inimă, de către mir și se continuă cu o bază dată de către vetiver ușor aromatică. Deci oarecum acest parfum este centrat pe mir cu infuzii dinspre vetiver să-i dea un pic de vână aromatică ierboasă dar și dinspre bergamotă care să-i dea un pic de efervescență și să taie oarecum din densitatea balsamică aș putea să transpun prin ideea că simplu înseamnă mai mult. Cam așa aș putea să duc ideea. Această sintagmă nu mi-aparține, am găsit-o la o firmă de echipament sportiv, Less is more. Ceva de genul acesta aș putea să spun și despre Osovaș Parfum din 2012, puțin înseamnă de fapt mai mult. Din punctul de vedere al felului cum parfumul se manifestă, excepțional ar trebui să-l testați. Eu doar v-am explicat din punctul de vedere al notelor și al felului cum se manifestă, însă testul final pentru a putea vedea cam despre ce anume vă vorbesc se va desfășura momentul când veți mirosi parfumul. Din punctul de vedere al compoziției, am murit-o, trei note mari și late, distribuite egal pe fiecare latura piramidei olfactive. Din punctul de vedere al performanțelor, acest parfum pe pielea mea se manifestă excelent, pot să-i spun bestial. Bestial nu în sensul de a proiecta, ci în sensul de longevitate, pentru că cel puțin în cazul meu acest parfum duce undeva la 12-14 ore. Deci are o longevitate foarte bună, iar din punctul de vedere al proiecției, cel puțin în primele. 3-4 ore parfumul proiectează, iradiază. Pot să-i spun că are o proiecție de tip nuclear, proiectează foarte puternic, iradiez pur și simplu, fără să fie nevoie să dai foarte multe aplicări. Deci eu în ocaziile în care l-am purtat, n-am aplicat mai mult de 2, maxim 3 pufuri și pufuri reținute. Deci nu apăs atomizorul până la baza sticlei, ci doar așa scurt, 3 pufuri, și sunt ready to go pentru următoarele 12-14 ore ca și longevitatea parfumului. Acest parfum miroase foarte frumos, foarte clasic, foarte simplu și de aceea îl consider că merge excelent la o ținută de tip smart, casual sau chiar la o ținută de tip formal, pentru că miroase suficient de elegant ca urmare a simplității felului cu miroase, dar a efectului pe care îl transmite Miroase foarte adecvat pentru un personaj masculin de la un 25 dacă nu chiar 30 de ani în sus, în situații care țin de sfera profesională ca de altfel și de uh, situații formale. Deci acest parfum merge purtat cu siguranță fără niciun fel de problemă în aceste două situații, iar între cele două situații poate fi purtat în conjuncție sau în combinație cu co ținută uh, adecvată, deci mă refer la un smart casual sau o ținută de tip formal și pentru evenimente informale. Dacă aveți o seară în oraș, teatru, un concert, dacă vreți să luați cina sau aveți de mers la o întâlnire, să spun eu, mai sofisticată, acest parfum își va face treaba cu siguranță și vă garantez că acest parfum se va face remarcat. Nu va fi din genul Aventus sau din genul eu știu altor bombe comerciale din punctul de vedere al succesului comercial, dar din punctul de vedere al mirosului, al eleganței, al decenței și al felului cum acest parfum transmite caracterul purtătorului, vă zic că acest parfum va lăsa o impresie impecabilă oricui îl va simți. Din perspectiva prețurilor. Eu vă vorbesc de prețul pe care l-am plătit pentru el. L-am achiziționat în 2015, dacă reține eu bine minte, sau în 2016, în fine, în acel interval de timp și am dat echivalentul a 200, 250 de lei cel mult pentru sticla de 50 de mililitri. La acel moment nu eram încă foarte pornit și foarte dedicat parfumeriei îmi plăcea să miros, să mai am câte un parfum, două, deci nu eram foarte uh, pornit la drum să colecționez. Pentru și ca urmare nici n-am știut peste ce am dat. Am zis ok, Dior miroase bine, îmi place, pentru că am mai avut de-a face cu el. Am luat sticla, dar în acel moment încă nu a apăruse varianta 2017, astfel că am zis 50 de mililitri sunt suficienți pentru câte sticle de parfum mai am nu consum foarte mult și nu mă acces pe un parfum să l toc într-un an, astfel că îmi va ajunge cu siguranță. Dacă știam la momentul respectiv ce se va întâmpla și cu pasiunea mea pentru parfumul și cu faptul că acest parfum va fi scos din producție și va fi reformulat, cu siguranță că poate mi-aș fi luat sticla de 200 de ml sau cea de 150, că la acel moment se găseau cred că în trei cantități. Dar ca să închid această acoladă cu momentul în care am găsit această sticlă, pentru variantele noi prețurile se duc uh, într-o plajă superioară din punctul de vedere al uh, părții financiare. Deci uh, undeva între 250 și chiar către 550-600 de lei pentru cantitățile uh, mici respectiv mare. Undeva la 250-300 de lei pentru cea de 50 de mililitri și undeva la 500-552 pentru cea de 100 de mililitri. Mă refer la variantele 2017 pentru cea originală, pentru cel din 2012, rar veți putea găsi în magazine, nu știu prin ce conjunctură să găsiți o sticlă sigilată. Eu am avut de-a face și am găsit testere în duty free-uri, chiar am încercat să cumpăr testerul, mi s-a spus, e imposibil, e împotriva, să-i spun eu, modelului de business al casei Dior să-și vândă testele în duty free <-uri> dar ca idee am fost foarte pornit și chiar am fost dispus să cumpăr toate testele dintr-un duty free, am zis ok, le cumpăr acum, nu se poate, mm, ok, la revedere, dar ca idee eram foarte pornit. Deci acestea sunt prețurile, v-am spus și de situații și de vârstă și de felul cu miroase performanțe, deci am acoperit tot. Dacă este să-i dau acestui parfum o notă, nota mea pentru acest parfum este nota 10. Deci genul acesta de parfum pur și simplu te pune în așa să te gândești cum e posibil ca un parfum atât de simplu în compoziție să miroase atât de complex și atât de frumos și elegant. Se poate. Cred că a fost perioada de glorie a lui Demasi, pentru că mai recent, a început să scoată tot felul de ciudățenii și să le dilueze ca urmare a unor directive din industria cosmetică. Dar asta e o altă poveste. Deci nota 10 din punctul meu de vedere pentru Osovage Parfum 2012, un parfum pentru cei care aveți ocazia sau șansa unică în viață să găsiți sticla, indiferent că discutăm de sticlă second hand de la vreun colecționar sau de la cineva care își vinde sticla sau într-un mod excepțional într-un magazin cumpărați o chiar dacă nu știți despre ce vorba, nu l-ați testat, cumpărați-o pentru că veți descoperi că a meritat investiția. Deci am să închid aici acest video. Aștept părerea voastră celor care ați avut de-a face, indiferent de ce variantă, 2012 sau 2017 din Osovaș Parfum. Deci aștept părerele voastre, aștept opiniile voastre și acestea fiind spuse, am să închei aici acest video, nu înainte de a vă ura toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare.